O idee mai puțin obișnuită le-a venit autorităților din Ungheni. Aceștia s-au gândit să facă suvenire din sârma ghimpată, care mai bine de jumătate de secol se întindea de-a lungul râului Prut. Acest suvenir implică o plăcuță de lemn pe care este lipit un fragment de sârmă ghimpată ruginită și un text cu inscripția în limba română și limba engleză. Mostră din sârma ghimpată instalată la granița dintre România și Moldova pe râul Prut, 1954-2010. Cât a costat confecționarea acestui suvenir? E o întrebare interesantă. El nu costă nimic. Practic, e, așa să zicem, sârma este cea care a fost transmisă prin hotărâri de guvern Consiliul Raional, să zicem, gratis, adică spre gestionari. Noi mai departe am găsit că să facem din el un mic suvenir, deoarece să rămână ca istorie. Este una dintre cele mai mari succese, dacă zicem așa, realizări a raionului Ungheni. Ce că noi, demolând acest gard de sârmă ghimpată, demonstrăm nu prin cuvinte, dar prin fapte, deschiderea spre aderarea la Uniunea Europeană, deschiderea ca agenții economici din, zicem, din țările străine să vină în Moldova, fără frică. Suvenirile din sârma ghimpată sunt confecționate la o fabrică de mobilă din Ungheni, iar angajații acesteia susțin că pentru prima oară se întâlnesc cu astfel de comenzi. Acest suvenir semnifică o parte din granița care ne despărțea de România. De fapt, în cât timp confecționezi tu astfel de suvenir? În jur la 10 minute. Fragmente din sârma ghimpată și câțiva piloni urmează să ajungă în muzeul din Ungheni, dar și în alte muzee din Moldova și Europa. Până în prezent au fost confecționate 200 de suvenire care vor fi oferite cadou oaspeților Ungheniului.